Această lege reglementează ceva extrem de important, și anume dă o lovitură clanurilor, interlopilor și celor care își terorizează vecinii, pentru că, pe de o parte, se crește pedeapsa pentru tipul acesta de infracțiune, de tulburare a liniștei și a posesiei și a proprietății. Știți că la Timișoara ducem o luptă cu clanurile interlope de ceva timp. Chiar luna trecută a existat un caz cu un anumit clan care a terorizat o familie. După ce această lege intră în vigoare, pedepsele vor fi mai mari și după ce această lege intră în vigoare, protecția pentru victime va fi una mai bună. Fac un apel de la tribuna Parlamentului la autoritățile statului pentru a nu tolera un astfel de comportament precum cel văzut la Timișoara zile trecute. Fac un apel la autoritățile statului să intervină în forță împotriva acestor mafioți, acestor interlopi și acestor clanuri. Mulțumesc!